Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac pentru februarie 2019. Etalare care se pare că este destul de intensă. O să vedem mai încolo ce se arată. Dar, din seria cărților Spiritul Naturii, ați primit ca și inspirație sau avertizare, luați-o cum vreți, dragonul. Dragii mei, cu soare, lună, Venus, ascendent, eventual și nodul nord, care e foarte important, puteți să vă uitați și la nodul nord dacă știți, nodul nord în rac. Pentru luna februarie ați primit dragonul, care reprezintă semnul alchimic al eterului. Din seria aceasta sunt doar 7 cărți, fiecare pentru câte o ceacră. Ceacra a treia, plexul solar. Poate vă doare stomacul. Poate faceți ulcer de nervi, unii dintre voi. Din cauza nervilor, din cauza stresului, se face ulcer, gastrită sau eu știu ce, ați mai putea să aveți probleme cu fierea, poate unii dintre voi. În fine, trec peste asta și cred că dragonul în acest context reprezintă ego-ul vostru și nu știu prin ce treceți, o să vedem cum arată cărțile. Ego-ul e bun. Uneori. Există și o variantă pozitivă a ego-ului, dar adesea manifestăm varianta negativă. Nevoia de a domina, de a avea orice chip, de a demonstra cu orice chip cine suntem, ce suntem. Chestiuni de genul ăsta. Că o fi la locul de muncă, că o fi în familie, că o fi în relație, o chestiune de ego. Orgoliu. Da? Orgoliu, vanitatea. Pe de altă parte, se presupune că aveți și energie într-o anumită direcție. Da? Dacă vreți un lucru, vă implicați cu toată forța în acea direcție ca să-l obțineți. Dar, de-aia zic, atenție mare pentru că la capătul setului de cărți aveți pantera. Semn de foc. Posibil, posibil să aveți un dușman, unii dintre voi, feroce, după cum se vede, cu care, da, într-adevăr, trebuie să vă purtați ca atare, da? Dragonul și pantera, două forțe negative. Am zis, fiecare energie are și varianta sa pozitivă, dar eu acum cred că astea două manifestă ceva negativ. Pe de altă parte, poate este, fără supărare, obsesia unora dintre voi să aveți un lucru, o persoană, un proiect, o situație cu orice chip. Există și varianta asta. Vă dau mai multe, vă alegeți cea cu care corespundeți. Nu trebuie să-mi spuneți mie una sau alta. Voi știți ce vreți. Voi știți dacă aveți un dușman în preajmă și atunci dușmanul trebuie și el tratat. Aveți acest orgoliu să-l puneți la punct și nu doar orgoliu, mi se pare chiar și necesar să vă adunați toată forța. Am zis că chakra a treia reprezintă și plexul solar, toată forța, energia, să luptați cu această forță. Pe de altă parte, puteți să fiți chiar voi, această latură, ego-ul, pentru că pantera, da, varianta negativă a ego-ului, de a avea ceva cu orice chip. Probabil pândiți pe cineva un proiect posibil, semn de pământ, semnul alchimic al pământului. Viermele de pământ reprezintă o situație care încă n-a început să se dezvolte, în stare incipientă. Este similar cu valetul de monede. Nu, ba da, cu valetul de monede. E o chestiune pe care trebuie să o studiați, încă nu s-a dezvoltat. Relație, proiect, variază. Aici puteți să fiți voi sau un alt semn de apă, regina de cupe, delfinul. Despre delfin am mai vorbit. Este o forță, este o ființă tare drăgălașă, tare intuitivă și sexy și jucăușă și inteligentă, extrem de inteligentă. Puteți fi voi, poate fi altcineva. În spatele delfinului, semn de pământ, semnul alchimic al pământului, similar cu asul de monede, dar nu e chiar la fel.
Este ursul. Pentru unii dintre voi, nu știu de ce, dar eu nu vă pot asocia cu delfinul. Pentru că, în general, delfinul este foarte expresiv, își exprimă și gândurile, emoțiile. Racii nu prea își exprimă emoțiile, decât foarte rar, în contexte foarte speciale, cu persoane pe care probabil le știu foarte bine, au mare, mare, mare încredere și de multe ori dacă au încredere în persoane, tot nu își exprimă emoțiile. Nu știu de ce. În fine, unii, dar depinde acum și de unde aveți lună. Dacă aveți lună în Venus, ar putea să fiți mai expresivi sau un semn de foc. Da, deci sunt și raci, expresivi. Dar majoritatea nu sunt. Deci aș putea să zic că e un alt semn de apă sau un alt personaj, neapărat semn de apă, care se manifestă ca acest delfinaș. Nu știu de ce eu vă asociez pe unii dintre voi mai mult cu acest urs care iese din hibernare și simte nevoia să descopere o nouă lume, o lume în care primăvara începe să se arate. Poate este o primăvară emoțională, poate este o primăvară materială, financiară. Începeți să aveți niște reușite financiare, pentru că aveți și viermele de pământ și asul de, să zic, și ursul, da? Și valetul și asul de monede. Dar, trecând peste mesajele astea, le separ și vă rog frumos și voi să le separați și să vedeți cu care relaționați. Rezodați, pardon. Eu cred că unii vă doriți cu orice chip un proiect, un dar de bani, să zicem, un job sau o persoană care, nu știu de ce, va aduce bucurie, dar cred că nu se concentrează pe voi. Nu știu de ce, delfinul ăsta se uită parcă în altă parte. Dacă voi sunteți aici, ego-ul vostru, da, și o dorință foarte, foarte mare de a avea ceva, un foc, da, e o dorință, delfinul parcă se uită în altă parte. E o chestiune pe care n-ați dezvoltat-o încă. Și probabil că vreți, v-am zis, mai mult vă asociez pe voi, ursul, da? E tot așa o energie neagră, întunecoasă, care vine din pădure, din întuneric, dintr-o perioadă de, poate chiar răceală emoțională, în care unii dintre voi v-ați manifestat mai mult latura voastră, să zic, pasională, dar mai puțin emoțională. Eu așa simt să descriu cărțile. Vă doriți să colaborați, vă doriți să lucrați, să începeți ceva, o relație, un proiect, cu orice echipă vă doriți acest lucru. Ego-ul și pantera. Dacă e la locul de muncă, totuși, mare atenție la un dușman. Mare atenție. O fi și la locul de muncă. Eu spun mai multe variante, nu știu de ce unii nu le văd și pe acestea și le aud doar pe cele care exprimă situații de dragoste. Nu am exprimat niciodată doar situații de dragoste. Trebuie să aveți încredere. Încredere în voi, într-o situație, dar nu orice fel de încredere, nu acea încredere egotică, da? Vai, eu le fac, eu trebuie să reușesc. Nu genul ăsta de. Asta e o încredere falsă. E falsă. E ego. Nu. Încrederea aceasta este o încredere pe care o căpătați prin deschiderea voastră spirituală. Trebuie să aveți încredere în sentimentele voastre, în simțurile voastre, în visele, visurile pe care le primiți, care vă ghidează pașii și în carieră și în relațiile pe care le aveți. Probabil la capătul setului aveți, da, școală și lumină și dragoste. Probabil trebuie să învățați un pic mai mult despre dragoste și lumină. Sau, da, și aveți și cărți. S-ar putea să trebuiască să vă documentați un pic mai mult ca să vă depășiți această latură, da? Dacă voi sunteți aici. Vă place, nu vă place? Eu așa simt, pentru că știu că racii sunt foarte posesivi, sunt cleștii aceia ai racului care, când apucă ceva, nu dau drumul.
obiectului, persoanei, ideii respective, decât eventual dacă îi tai mâna. Foarte greu, foarte greu. Și nu este bine, adică nu vă ajută în creșterea voastră spirituală, posesivitatea și uneori această dorință de a avea. Pentru unii, probleme financiare, 4 de monede sau poate sunteți în niște idei similar cu, e de fapt mic cumpărat pentru mine, e o energie în care vă este greu să ieșiți din niște șabloane, din niște, țineți eventual la cineva, la o idee, cum am zis mai devreme, și vreți cu orice chip o țineți, o țineți aproape, vreți cu orice chip să o aveți, nu renunțați, că e idee, că e proiect, că e persoană, că e relație, știți voi. Aveți și putere sau poate e cineva în preajma voastră cu care puteți avea dezvolta această putere, acest cuplu foarte interesant. Pentru unii poate să fie fecioară, pentru unii poate să fie leu, variază sau alt semn de apă. Țineți mult la cineva, la ceva și există șansa totuși, ori de vindecare, ori de nouă dragoste. Da, vreți să renașteți, vreți să renașteți ori înspre o nouă dragoste adevărată, ori înspre vindecare pentru unii. Aveți puterea aceasta de a renaște și eventual, dacă e vorba de renaștere financiară, trebuie să țineți un pic la bănuți. O să încerc să fac etalarea altfel și o să am... O să iau câteva cărți, 3 cărți pentru trecut, prezent și viitor. Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Rac. Ia uite, roata norocului. Roata norocului, încercați să vă schimbați destinul. Jupiter, Săgetător sau Pești. Aici are un semn de foc, de obicei pentru mine Săgetătorul. 9 de bâte, stați în picioare, ați trecut prin multă, dar încă aveți această ambiție. Asta e ambiția voastră de a rămâne în picioare și de a vă demonstra pasiunea asta nebună pentru ceva. Nu să vedem ce mai fi. Poate unii dintre voi aveți niște chestiuni legale sau vă separați de ceva, poate la locul de muncă, poate de cineva cu care n-ați avut prea mari comunicări în ultima vreme, aici sunteți voi, Luna. Iar roata norocului, puterea. Dar vreți să vă schimbați destinul într-o nouă direcție, înspre dragoste, ar fi bine, sau măcar înspre vindecare, într-o direcție care vă dă putere. Pentru că nouă de bâte de-abia mai poate, dar stă, rezistă. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac. Și Nodul Nord, am zis, în Rac. Februarie 2019. Rac, februarie 2019. Ok. Hai să vedem, 3. Am văzut-o în timp ce am amestecat cărțile. Temperanța. 3 de bâte. Și pe asta l-am văzut, și pe asta l-am văzut. 5 de spade, în prezent. Oh, ce frumos! 2 de cupe. Iar a apărut. 4 de monede. Și cavalerul de monede. În viitor, 6 de cupe, 7 de monede, faitonul sunteți voi aici. Energia frumoasă a voastră. La capătul setului de cărți, o regină de monede, o regină. Ah, ce frumos, fantastic, rege și regină. Ha! Cuplu divin. Da, dar cuplul ăsta divin a trecut prin foarte multe, 10 de spade, mai. Soțul și soția au trecut printr-un ciclu de mari trădări. Există și un semn de aer, alt semn de aer, valetul de spade. Și 9 de cupe și 6. Zece de bâte iar, o căsătorie epuizantă, un trei de cupe. Pentru cei care sunteți
într-un cuplu niște situații destul de... au fost niște trădări, dar unii s-ar putea să treceți peste ele. Sau pur și simplu că am văzut mai devreme ce am văzut, am văzut justiția, da? Să vă separați, pentru că valetul poate să însemne și separare, da? Mai ales după 10 de spade. Separare. Vreți să fiți singuri și să vă simțiți fericiți? Aveți grijă să nu beți dacă aveți tendința asta. Vreți să vă echilibrați viața? Să renunțați la aceste responsabilități care v-au epuizat? Poate unii ați fost și într-un trio, dar vreți, ia uite, asul de monede. Vreți un nou început, un proiect, o nouă relație stabilă care vă duce către victorie. Opa! Poate cu cineva, o altă persoană singură, în cazul în care voi sunteți aici 9 de cupe, da, singuri, altă persoană, să zic, singură, care își vede de treburile sale și e bine. Să vedem. În trecut aveți temperanța, 3 de bâte și 5 de spade. Doamne, regele și regina. În ultima vreme, să zicem. Unii dintre voi ați avut niște argumente cu cineva, cu fi semn de aer sau alt semn, în fine. Cineva a vrut cu orice chip, da? Că nu degeaba v-a apărut ego-ul. Cu orice chip, da? Și pantera. Cu orice chip cineva a vrut să fie deasupra celuilalt sau deasupra altora. Ori să-și demonstreze autoritatea, inteligența, eu știu ce, a vrut să câștige cu orice chip. Într-o privință. Și lucrurile s-au terminat, probabil, în așa fel încât cealaltă persoană s-a simțit rănită. Cred că pentru unii că a fost și un trio. Sau dacă n-a fost trio, a fost o relație la distanță. Dar cred că pentru unii a fost un trio în care... voi a trebuit să lăsați o relație în urmă și să vă concentrați pe voi, eventual să anticipați o viitoare relație mai bună. O viitoare relație, să zic, mai echilibrată. Pentru că cineva este aici între două energii total opuse, da? O energie egotică și o energie foarte spirituală, foarte frumoasă, da? Temperanța. Am zis că înseamnă Jupiter, înseamnă varianta superioară a săgetătorului, dar nu e obligatoriu. Este o persoană sau o energie în care sunteți invitați să vă echilibrați emoțiile și pasiunea. Da? Și emoțiile și focul. Și apa și focul, am zis. Pentru cei care poate nu v-ați exprimat emoțiile, probabil acum ar trebui să învățați să exprimați o parte ca să fiți în echilibru, că altfel sunteți în dezechilibru dacă nu arătați măcar o parte din ceea ce simțiți. La fel, s-ar putea să aveți nevoie de o implicare mai mult într-o direcție spirituală. Să creșteți focul acesta nu înseamnă doar ambiții, doar ego, doar dorințe sexuale, da? Focul înseamnă și spiritualitate. Și atunci sunteți undeva între două energii, într-o situație, poate într-un trecut. Eu l-aș pune mai bine așa, după cum arată cărțile. Cred că acest 5 de spade ține de un trecut mai îndepărtat, sau voi știți mai bine, da? Pe care îl lăsați în urmă, da? E această relație pe care o lăsați în urmă și la un moment dat ați luat hotărârea să vă concentrați pe voi mai mult și pe echilibrul vostru emoțional și spiritual. Și ce înseamnă temperanță? Înseamnă și vindecare. Dar temperanța, evident, înseamnă să aveți răbdare. În ultima vreme a trebuit să învățați, că ați avut studiu, da? Studiu, școală, da? Să învățați să aveți răbdare într-o privință, eventual să așteptați oportunitățile, să învățați să așteptați, pentru că 3 de bâte asta înseamnă să și așteptați, nu doar trio. Pentru unii poate să fi fost un trio la distanță. Este posibil și așa ceva. Ia să-mi iau degetul de vrăjitoare pe care l-am primit de la niște copilași. Da.
A fost un trio la distanță în care cei doi cam tot timpul s-au certat din dorința de a avea, nu știu, de a câștiga. Așa sunt unii. Trebuie să aibă ultimul cuvânt și să câștige ei. Nu contează de ce și cum. Dar în ultima vreme ați fost puși în situația să exprimați această temperanță într-o formă sau alta, să vă vindecați, să aveți răbdare, da? Să lucrați cu emoțiile și să vă calmați un pic, un foc interior care poate nu era generat în direcțiile cele mai sănătoase, da? Poate că în ultima vreme ați început să vedeți viitorul într-o altă direcție, cu altcineva sau, cum am zis, vă doriți să creșteți spiritual, să vă vindecați și să creșteți spiritual. Aveți semn de aer, aveți săgetător, aveți semn de foc. Alegeți-vă ce vreți. În prezent, aveți 2 de cupe, semn de apă, evident, 4 de monede, semn de pământ și alt semn de pământ, cavalerul de monede. Țineți foarte mult la cineva, o persoană cu care comunicați foarte bine, vă echilibrează emoțional, este o prietenie. Dar lucrurile se dezvoltă destul de încet. Acum, voi uneori sunteți mai iuți. Faetonul este o energie destul de rapidă. S-ar putea lucrurile să se dezvolte încet, nu musai din cauza voastră, ci din cauza altor situații. Voi cred că v-ați dori să meargă lucrurile mai repede. Așa simt. Doi de cupe, v-am zis, poate să fie o relație cu cineva în semn de apă, alt semn de apă, că v-a apărut și aici delfinul, da? Pentru unii dintre voi, sau o persoană cu care, știu, care vă umple cupele, care vă umple cupa de emoții, vă simțiți foarte emoționali în preajma lor. Comunicați foarte bine, vă vindecă, mulțumesc, pentru că sunt alte imagini și uneori înțelesurile de la un set de cărți nu apare atât de evident în acest set. Vă vindecă această relație emoțional. Vă echilibrează temperanța, da? Vă echilibrează emoțional. Am zis comunicați și la distanță. Și cred că cu această persoană simțiți că puteți, cum să exprim? Să trăiți acea unitate emoțională pe care foarte puține cupluri le trăiesc. Unitate emoțională și spirituală. Posibil țineți foarte mult la această persoană, 4 de monede poate să însemne și asta, că țineți foarte mult la această persoană și vă doriți să le faceți o ofertă, ori voi, ori ei, stabilă. Vă doriți să studiați cum să manifestați această prietenie, această relație, să o mențineți. Eventual, ce face cavalerul de monede? Studiază, face planuri. Pași mici, într-adevăr, dar siguri. Cred că majoritatea dintre voi sunteți destul de siguri că vreți această relație. Cine o fi acest personaj, voi știți mai bine. Nu cred că reprezintă regina și regele de monede. Eventual, poate unii dintre voi, da, mulțumesc de inspirație, dacă ați fost căsătoriți și v-ați separat sau într-o relație, așa, și v-ați separat, simțiți că acest personaj din viața voastră este mult mai potrivit decât fostul fosta. Este posibil și așa ceva. Dar mai există varianta ca acest cavaler de monede, care reprezintă dorința unuia sau a amândurora de a merge către o relație stabilă, că a văzut și asul de monede. Unii chiar vă doriți căsătorie. Asta e. Vă vedeți împreună cu ei.
Vă vedeți împreună cu ei. Și sunteți dispuși să așteptați pentru a împlini acest cuplu. Deși ați trecut prin multe trădări, deși la un dat nu ați comunicat și cred că a trebuit să, sau trebuie să învățați mai întâi să vă echilibrați financiar și emoțional. Adică, poate sună că am mai zis odată chestia asta, dar ce vreau să zic? Noi adesea căutăm fericirea în afara noastră și trebuie să învățați să o găsiți în voi, da? 9 de cupe, ca să vină și 10, ca să vină și restul, da? În viitor aveți 6 de cupe, o relație iar, semn de apă, 7 de monede și faetonul. Va trebui să mai așteptați un pic. Da, este logică. Am vorbit de așteptare și la temperanță și la cavalerul de monede. Și așteptare reprezintă și 7 de monede. Trebuie să analizați un pic ce aveți la dispoziție și dacă vă mai implicați. Dar cred că o să vă implicați în relație, pentru că asta înseamnă faetonul. Să vă luați toate resursele, da? Și experiențele negative și cele pozitive și să vă mobilizați cu toată puterea și cu toată viteza către ce? Către steaua voastră. Nu știu de ce o asociez acum steaua cu această stea de aici, cu această relație care va aduce multe bucurii. Bucurii emoționale. Deocamdată nu cred că ați realizat foarte multe cu ei. Decât că vă simțiți foarte bine în preajma lor. Și asta arată și 6 de cupe. Dacă cumva la un moment dat nu au fost discuții, la un moment dat s-ar putea 6 de cupe înseamnă și împăcare, înseamnă și nu neapărat că vă împăcați cu fostul, cu fosta, da? Afară de dorința de a face o ofertă stabilă, serioasă, concretă, este și dorința de a împărtăși emoțional cu celălalt. Situații din copilărie, amintiri. Poate, pentru că totuși văd că trebuie să așteptați. Aveți și 4 de monede și cavalerul de monede și 7 de monede până spre sfârșitul, cred că la sfârșitul lunii februarie vă mobilizați într-adevăr. Poate chiar în martie unii dintre voi, depinde, voi știți mai bine, dar chiar vă doriți să mergeți și să mergeți către destinul vostru. Cred că bănuiesc, simt că această relație este destinul vostru. Posibil 6 de cupe în acest context însemne și o stare de... Eu acum simt nostalgie. Vă amintiți situații din trecut, din copilărie, poate nu fi din copilărie, că poate această relație nu-i musai din copilărie. Poate să fie din tinerețe pentru unii dintre voi sau dintr-o altă viață. În cazul în care într-adevăr ați început să lucrați la creșterea voastră spirituală, s-ar putea totuși cu temperanța, cu 2 de cupe și cu 6 de cupe, să aveți amintiri din altă viață. Unii care chiar aveți așa abilități speciale. În fine. Voi fi fost clară? 6 de cupe și cu 7 de monede înseamnă că veți mai aștepta încă ceva până spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, până vă mobilizați eventual, până călătoriți mai aproape de ei. De cine vă este drag, evident. Probabil încă mai aveți niște lupte de dat. Niște rămășițe ale trecutului, da? 5 de spade, da? Luptele astea. Mai este să nu uităm că energiile astea de pământ sunt și ele foarte încăpățânate. Eu acum mă gândesc că este și o variantă a acestui dragon. Este și el un pic mai verde.
Evident că vă gândiți și la bani, cum să faceți rost de bani, hai să nu vorbim doar de dragoste, vă doriți un proiect, țineți la bani și lucrați cu răbdare, cu organizare, da, cavaler de monede, pentru a crește financiar de la 4 la 7. Ce caut eu cu cărțile astea? Nu. Și o să ajungeți, da? La regina, la regele de monede, o să ajungeți. Probabil în lunile următoare, nu chiar acum, în februarie. Încă mai aveți de lucru, dacă e vorba de bani. Întoarceți-vă inima către lumină. Unii dintre voi, da? Ce frumos. Cum am zis mai devreme, dacă au fost niște situații, niște conflicte, întoarceți-vă către temperanță, către lumină. Amestec o dată. The heart of the matter. Lucrurile sunt mult mai... Este mai mult decât ceea ce vezi, adică numărul 22. Lucrurile sunt mai profunde decât apar la prima vedere. Și în relație cu voi, și în relație cu ei, și în proiectul la care vă gândiți. Of, mai, trei cărți treabă, nu sunt patru. Dar cineva... Oricum, cineva este îndrăgostit, îndrăgostită. Dar probabil că până să ajungă să spună acest, sau să spună sau să exprime într-un fel, că nu trebuie musai să spui ca să exprimi aceste cuvinte, trebuie să depășească niște șabloane relaționale. Uh-huh. Să vă întoarceți la ceea ce iubiți. Și să ascultați cu inima. Ce frumos. Cred că nici nu mai caut alte cărți. Da, e o lecție, cum am zis mai devreme. Seamănă cu ursul acesta care iese din hibernare. Care trebuie să învețe să exprime ce simte. Și dacă în relațiile anterioare, din niște motive, n-a putut exprima, întoarceți-vă, cum am zis mai devreme, către lumină, ascultați-vă inima. Probabil că unii trebuie să... ca să deschideți chakra inimii, trebuie să treceți de acest ego. N-aveți cum să ajungeți la chakra a patra decât echilibrându-vă chakra a treia. Și dacă e prea mult ego, evident că este dezechilibrată chakra. În fine. Ascultați cu inima, iar mi-aduce aminte de această carte, da, Doi de cupe. Ascultați cu inima, de fapt, pe cine iubiți, cine vă aduce bucurie, că evident nu banii vă aduc nici bucurie, nici satisfacție emoționale, decât ego. Concentrați-vă pe dragoste. Cam acesta ar fi mesajul pentru februarie, pentru cei cu soare, lună, Venus și nodul nord în rac. Vă doresc dragoste, creștere spirituală și pace și numai bine. Pa!